Mi se pare mie sau Bisu iar se ține de șoti. Am ieșit la date cu doamna Mihaela ca un sărac. Hai să vedem. Viața se spune că ai 3 iubiri. Prima iubire. Opa, mi s-a părut că apar și eu acolo, dar hai să vedem. Ideală, în care simți că nimic rău nu se poate întâmpla. Ei bine, am avut parte de o astfel de relație timp de 2 ani cu o doamnă respectabilă, finuță, la locul ei. Până când... Cu cine, mă, cu mașina ta? Doamne, stai de ăla de face prostii cu mașina să mor. Nu înțelegeam de ce-i plac așa mult mașinile, dar acum are sens. Și am vrut să o schimb. Simțeam că nu este a mea. Așadar, cu timpul, am decis să-i schimb nuanța părului, privirea, dar și... Nuanța părului. O iubire, o relație cu adevărat complicată. Yeah. Ei bine, am avut parte de o astfel de relație timp de 6 luni cu cineva care m-a ajutat să nu duc lipsa fostei mele. Cineva care avea 2 fețe, nu suporta legumele, însă alimentele lui preferate s-au dovedit a fi salata Caesar și broccoli. Apropo de broccoli, băieți, puteți să vă cumpărați susa cu broccoli folosind codul GAMI pe MobileFox. Vă dă cea mai mare reducere. Este relația pe care nu credeai că o vei începe. Ei bine, după un video de al fostei mele, am cunoscut... Fostei? Fostei? Aaa, bine, Bisoi, bine. Și anume o doamnă. Doamna Mihaela. O să avem 3 personaje și anume vom avea un băiat care va veni la mine să mă bate și să se ia de mine. Îl avem aici. Ia uite-l pe Andreas cum a venit, mâncați. Dar uite ce s-a costumat al meu, pac, a dat frumos cu jec pe el, cu Dalea, nu e rău? Probabil știți, dar ea nu știe. Stai, mă, bă. Deci dacă mai te atingi de ea, îți rup dinții în tine, înțeles? Da. Ați înțeles ideea? Al doilea personaj va fi Loverboy. El va veni și se va da la ea. Rău, dar trebuie să te uiți, rău de tot să... Da, sigur, Domnul. Să vrea... Câtă încredere în el avea. Un cerșetor. N-am dat că ți-aș da. Dacă o să-ți dea ea, va fi bine. Apropo, eu pe parcursul acestui personaj nu voi avea un leu la mine și o voi face pe ea să plătească tot. Dacă vreau să mănânc ceva, zic, plătește tu. Să vedem cum reacționează. Păi asta e, să vezi dacă e cu tine pentru bani sau nu. Ia să vedem, să o testăm. Bine, la 5 red flag-uri adunate, se va opri date-ul și voi spune că n-a făcut față la sărăcie. Acum o să mergem să ne plantăm undeva, îi dăm locația și ar trebui să înceapă date. Ea nu știe absolut nimic, vă jur, de-aia am și emoțiile astea. Vreau să văd cum iese. Oh, 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 unde te grăbești așa? Știu că vrei să vezi continuarea, dar vreau să fiu sigur că te-ai abonat la canal. Hai, dă-i acum subscribe. Să nu ne supărăm. Ai da, gata? Hai. Și ar trebui să înceapă date-ul, ar trebui să vină. I-am spus unde sunt. Am ales și banca de așa natură încât să nu mai aveți ce să comentăm pe mine. Și-a luat banca curcubeu. Mă văd cu o fată. Mamă, dar sper să nu vadă Gami asta, gogule. A, sper să nu vadă Gami asta. Tu dă-te, dracu, dă scârba, dracu, ce ești. Deja râde, deja l-a luat la mișto, deja alea. Nu știu ce să zic, am red flag aici. Dar cum stă domn profesor, zici că are catalogul, mâncați, să dea absenți. Ai dus în parc? Da, în parc. De ce? Femeie de parc? Eu v-am mai zis, aveți 5 red flag-uri. Deci... Ești femeie de parc, tenordului trebuia să o duci. Să ne cunoaștem mai bine. O să vă pun niște întrebări de acomodare, să zic. Care-i culoarea preferată dumneavoastră? S-a emoționat. La începutul clipului a zis când era singurel. Avea tupeu, avea dalea, are explica el nou. Pac, acum s-a emoționat. Cât costă? Eu să știi că n-am bani la mine. Eu am card. Merge cu cardul? Adică vrei să-ți plătesc eu. Ai vrut un rată? Eu? Bine, nu mai mergem un rată atunci. Hai, hai să mergem. Nu, nu mai vrem un rată. Mulțumim. Ne cerem scuze. Nu ți-am plătit eu. Aiurea, aiurea, sincer, de ce n-a plătit ea? Pă bune. Vezi, femeile astea actiate doar după bani? Aiurea. Tip de tocuri porții. Nike. Uite-l cum era încălțat, moșu meu, stai. Băi, criminal ea. Da, așa, da, un ciorap, da, un ciorap, nu. Frumos. Bun, deci până acum avem 3 red flag-uri. Dau o trăg mașina? Păi decât cu asta poți să permiți. Cred că adun 20 de red flag-uri în 2 minute. Bă bune, dar te-a lăchit acolo, ăla n-a fost red flag, doar te-a lăchit pe tine. Bine, te așteptam, mi-era dor de tine. Da, era fiar. Păi mie chiar mi-era dor de tine. Da? Da. Și de. Se vede. Dar nici ăsta nu merg? Cred că merg dacă plătești. Păi dar n-am bani. Dar de unde te-am luat? De unde vii așa? De unde? Cum adică? Hai să vedem ce mai plimbăm atunci. Să ne mai plimbăm? Păi să mă plimb cu tine așa? Nu mă știu la asta, sincer. O, un pic amul bully, un pic amul bully. Zici că vrea să facem bani împreună. Da, împreună și tot împreună să-i cheltuim și împreună să facem totul. Eu plătesc undeva, tu plătești undeva. Deja nu o mai suporta. Uitați-vă la fața lui. Nu mai avea un chef de ea. Moșilor, trepărul vostru preferat a scos niște huse delicioase pe MobileFox. Și dacă vrei să ai cea mai mare reducere de pe site, să fii sigur că ți ajunge husa acasă, bagă codul GAMI. Să plătesc undeva. Vată de zahăr? Aaa, hai la vată de zahăr. Sau la mie, tata.
Vezi că sunt murdar, să știi. N-are nimic, te iubesc și așa. Doamna Mihaela Alcam iubește pe Bisui și i-a și confirmat asta, i-a spus primul te iubesc. E greu. Dar una, se poate să ne dai și eu o vată de zahăr? Dar una mică. Păi da, dar eu am boxul la casă, nu vă fac vată de zahăr, dar nu vă spun. Păi și dacă luăm noi băt? Ia uite, rupem o creangă. Poți orice băt? Nimeni ia, găsim băt. O vată. Să rupem o creangă. Dintr-un copac să mie niște vată. Asta vreau fac. Nu? Ia. A rupt creanga, bă băiatule, să facă vată de zahăr. Vărule, ai da subscribe, ai face bine să dai, pentru că te va ajuta la sfârșitul videoclipului. Ia-ți creangă și dă-i drumul de aici. Pa, pa. Ce? Omul e drogat pe bune. De mere. Dacă da, ce e după ea? E bățul meu până la urmă, după posibilități. Așa a ieșit doamnă cu mine în oraș, uitați-vă la el, cum sunt eu îmbrăcată și cum e el. Mai are și pretenții. Doamna, atâta s-a văzut. Da. Și totul vii cu retflegurile. Vezi că începe vata. Dar auzi, la bronzul meu l-ai văzut cu Adidas? Omul era încălțat în timp ce era de sculț. Ce are? Ia. Ferește. Ia. Doamne! Mulțumesc! Mulțumim frumos! Deci dacă veniți în tineretul aici să mâncați vată. I-a dat vată de zahăr moca. Ești prost? Veniți aici să mâncați vată, că e cea mai bună. Deci vedeți că în viață poți să faci ceva și fără bani. Ești fericită și așa. E fericită? Corect. Ești nemulțumită. Faci figuri pe burta goală. Am spus eu că sunt nemulțumită, am spus că sunt fericită. Bun. Indiferent că ai venit așa. Dar cum am venit așa? Da, de pomană. Cum adică de pomană? Adică am pantaloni scurți. Am niște papuci. Vezi că am chiloți. E mai sărac de tine. Dar n-am bani. Uite pe ăsta cum e. N-am bani cash, deloc n-am. N-am. Bune? Serios, am doar card. Aveam o mașină. Asta s-a păl de râs. Dar asta și-a ținut personajul bine. Nu știu cu ce poți să te ajut. Așa arunca vata aia. Voi ai vata de dacă? Nu, nici ceva. Mamă, să mor eu. Dă-i ceva, ai venit pe bune. Ce să-i dau? Dacă n-am. Se pare normal ca o fată în două. Poți să-i dai o husă mobil, Fox. Avem husa cu broccoli. Dacă vă luați cu codul GAMI sau need money for M3, fraților. Că na, dacă băgați codul GAMI, poate schimbă GAMI hârbu. Trebuie să am eu bani sau el? Băiatul sau fata? Independent. Ăla voia leu. Uite leu aici, boina, boina, boina. E ok dacă te punezi? Da, da. Scuze. Șefule, un papuc dacă vrei. Haide că dacă ei ne întoarcem după la mașină. Îți dau un papuc? N-am bani să mănânc, să mănânc. Ce bun e personajul. Ce faci cu miaza mare aici? Vreau să arunc acasă la. Unde stai? Buzău. În Buzău? Da. S-a băut la curut. Ce vrei? Păi și când trebuie să ajungi acasă? Hai. Azi? De ce râzi? Doamne! Dar de ce râde Bisoi? Scuze, dar nu vrei, adică... Nu am cash. Du-l acasă! Du-l acasă! Du-l acasă! Du-l tu! Păi l-a pierdut. Nici eu. Mi l-a luat el. Nu cred. Ba da. Ești cu ce? Ah, mai ai 15 zile. Da. Chiar stă suflet de pereche. Chiar ți-a luat permisul? Iaaa! Ia te-l pe ăsta! Ce faci, mai aici? Pleacă-mă cu ăsta! Pleacă cu ăsta! Da! Nu! Da! Bă, lasă-mă mă cu ăsta! Iar vrea să dăm subscribe! Vrea să schimb bateria? Ia vezi! E bun! Ce? Și am văzut de când ai intrat. Să schimb? Și? Păi nu mai are? Ce? Nu! Mai are un pic! Îmi pare rău! Ce? Vrea numărul meu! Vini! Păi spune că sunt luat-o! Sunteți împreună? Nu suntem împreună! Suntem împreună! A lăsat-o la ananghie! Da, nu! Bine atunci, poate data viitoare. Da. Ai grijă. Să tu vorbești mă cu omul. Dar de ce să vorbesc? Auzi și niciuna. Ți-l dau eu. Nu! Bă! 07. Adică tu chiar vrei să mă dai? Nu, da. Nu, da ce? Dar refuzăm așa. Păi logic, auzi. Aștept 07. Nu ți-l dau. Aștept 07. Scuze, frate, am încercat, dar nu. Ok. Salut, salut. Deci de-astea faci, nu? Adică tu așa mă dai, cum vine unul, haide domne, să-ți dau numărul. Dacă tupeu. Irel, ce cu cameră? Dar nu e cu voi? Ba da! Zi-mă, pe bune, că eu după am crezut că e cu voi! Nu, ți-e vreo cu mine! Nu trebuie să fie cu noi! Și-a venit așa să-mi ceară numărul de telefon, ești de bun! Și tu i-l-ai dat! Na content!
Bine. De unde îți dau numărul meu? Zici că l-am memorat. Încă un motiv, că sunt ce trebuie. Dar mi se pare cam mult self-glazing, așa, pe limbajul ăsta de Gen Z, să se mai înțeleagă și puște ăștia mai mici care se uită la noi. Haide, eu sunt aia, cum o cheamă, Mona Lisa. La ce mă uit? La ce mă uit? Bă, Wish. Bă, tu ai zis mă asta? Aula, am uitat să fac mâini. Ei? Am uitat să-i fac mâini. Doamne ferește. Chiar e? Nu-ți place? E excepțional, mulțumesc, o să-l pun în tablou acasă. Cum îi zice mă la asta plină de ea? Narcisism? Așa. E narcisă. Garoafă. Păi dacă ești mă târgă mie. Măcar de nu făcea. Poate era un pic amuzant. Stai o secundă. Salut. Hai să ne cum vă fac? Mame, aveam eu. Ia. Ăsta-i bătoa după TikTok? Nu, nu cred. Ești bătoa după TikTok? Ia, frate. Te pumezi. Păi, ghiță. Da. O să-i faci un video, o cheamă Rebecca, se uită foarte mult la tine, gen, frate, chiar. Filmăm și noi după aia, la filmă. Okay? Cât durează, frate, să faci un video pe Dorești, nu? Terminăm de filmat și fac după aia ce vrei tu. Bă, frate, durează 2 minute și nebun să faci un video. Da, stai puțin, că filmăm și că filmezi unde ești. M-ar veni acum, mă înjosești, că ești cu femeia, gen. Faci figuri cum ar veni. Filmezi și facem după aia. Hai cum ar veni de la de TikToker în tine. Hai de la de TikToker în tine. Stai așa un pic. Dar rugă-și ceva să faci tu pentru fața mea că te urmărește. Dacă tot îți asum că îți faci de videoclipuri și le uși pe internet. Da? Așa dacă ți-asum. 10 minute. Bă, frate, dacă ți-asum că se uită copiii la tine. Băi, ascultă-mă puțin, îmi toarce spatele când vorbesc cu tine. Băi, bă, efectiv, așa sunt oameni în viața reală. Deci, efectiv, genul ăsta de oameni există, fără să fie regizat. Vă jur pe ce vreți voi. Auzi. Băi, mâna după mine. Stai un pic, când tot spatele, ți-a zis că faci tu un gest pentru nepoata mea, că stă la tine. Da, mă, îți fac după aia ce gest vrei tu, pui mâna pe mine, ce durea mea vrei. Opa. Băi, s-a rugat cu mine. Bă, frate, la, oh, oh. Bă, ești nebun la cap. Oprește mă camera aia, oprește camera aia. Nu opri. Oprește camera aia. Să-mi bap. Bă, frate, oprește camera aia. Bă, stai mult. Poate spărgea dracu camera, că era camera mea să mor dacă te vin. Ești bun la gheu? Ia. Bă, bune, dă timp p***a mea. Hai să facem video. Hai să fac video. Te fă un video în p***a mea și nu mai faci figuri de-astea, ia. Îmi dai telefonul așa. Ce p***a mea vrei? Oh, oh. Rico. Nu te cred. Hai mă, c***a, citați. După ce că ți asumi, să-ți urci videoclipul pe YouTube sau unde urci tu pe TikTok, un... tu oprește mă camera asta, m***a mea. Băi, vezi că aia costă mama, mai de timp, p***a mea de gherțuri. Bă, să-mi suprimi cu chestiile astea. Oh, 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 oh. Vezi ce spunea mai devreme, nu poate să mă apere. Vedeți cu boss cu figurile astea, bă, tu oprește camera asta, să-ți vă spus cu figurile voastre. Hai să mergem. Prește-te un pic, dar să nu dăm un altul, oprește puțin, te rog frumos. Termină timpul, nu mai pune mâna pe mine, arde ce-ai filmat pe asta. Nu mai faci asta, dar mă, pe bune. Stai minut, vezi că filmează. Bă, tu oprește-mă camera aia. Băiata, frate, am oprit-o, hai. Deci te rog frumos. Ești ca ce găsa? Cheamă un pas de ceva. Sunt? Mă, gata, oprește. Sunt! De asta ardea ei, l-aș lua bătaie. Că vrei să-i fac, ești nebun la cap. Vrei să-i zic lui Rebecca că ai sărit la bătaie, dracu? Bună, Rebecca! Bună, Rebecca, stai aici acum. Cum te cheam? Mă, ești la mișto? Păi, băi, dar ce p*** mea vrei, mă, hai, mă, să mergem pe bune, ce dracu? Iată-mi și pe ce fac pe camera asta. Hai, mă, gata. Hai, mă, gata, oprește-te, ești nebun la cap, dă-i drumul de aici. Ia. Hai. Bă. Nu fi bună nici cu mine, asta, cum să simt. Da, pe Mihaela, o dorea, nu te iau la bătaie, făcule, dă-te ce p*** la mea vrei? Nu, 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 ce o interesează pe Mihaela? N-are nicio legătură. Ce se întâmplă? Băi, cu nu mai venim în parc. Ce întrebări mai pentru mine? E genul, omul aproape și-a la bătaie și băi, pe asta o doare c***ă. Că genia nu știa. Adică chiar nu știa pe bune. Adică pe bune, off camera nu știa. Băga mea și p***am filmările lor. Băi, c***, deci și ăla în mall. În mall când mâncam, vezi, mi-au găsat telefonul. Vezi tu video lui Sturm. Așa era, unde ăla? Eu cu mâncare în gură. Da, vezi mi-e video lui Sturm. Eu m-am speriat, ești nebun. Da, s-a speriat. Gacicăta sau nu sunt gacicăta? Deci, cum ți s-a părut experiența, da? Excelentă. Cam petrecut timp cu tine, 10 din 10. Dar ce s-a întâmplat în parc? Dar ce-am pe gât? Ce-am pe gât?
Salut, băieți, aveți și șervețele umede? Ui, nu te cred! Bă, nu te cred! Cum să faci așa ceva? Ei bine, nu m-a omorât. Însă a apucat să-mi pleznească două sticle peste cap. Dar în partea a doua nimeni nu se va mai putea atinge de mine, deoarece voi avea un bodyguard. Și nu orice bodyguard, îl voi avea pe Nic, care era Nicu. Acum 4 ani. Însă partea a doua va apărea instant la suma de 130.000 de abonați. Dă-i subscribe. Bă, dar ce tare grafica asta. E tare rău grafica asta. Ce tare rău clipul, n-am ce să zic. Chiar nu e rău. Chiar a fost un clip tare, mi-a plăcut sincer și mi-a plăcut grafica, mi-a editat, not gonna lie, da, chiar tare.